Alo, bună dimineața! Bună dimineața, domnule! Am vorbit ieri da. Și am zis că vin astăzi, mă pornesc spre cabană. Ia spuneți, o persoană, două, trei? O persoană. Bine, domnule, să fii bine echipa, că v-ați mă duvei. Da, eu-s bine echipa, nu-i nicio problemă. Cam câte grade sunt pe acolo? Vreau minus 15, bucă. Minus 15, super, bine. Hai, e că bine, să... e bine. Hai, că... e bine. Important e să nu fie ceată și ceață văd că nu prea e așa e vag. Nu e ceată deloc. Super. No, bine, ne dacă vedem de... Dacă mă spui ce Pe acolo pe sus este Muchia Turneanu. Celălalt traseu de abordare a masivului Cozia spre cabană. Eu am ales varianta clasică, cea care pornește de la Mănăstirea Turnu și se îndreaptă spre Mănăstirea Stănișoara, ca de acolo să urce tocmai sus spre vârful Cozia. Aici este limita de parc național. De aici în sus oficial e Parcul Național Cozia. Și bine v-am regăsit la un nou episod al canalului meu de YouTube România la Pas. Este ora 9:20. Am plecat de la mașină acum 38 de minute și vreau să mă îndrept spre vârful Cozia. În general, munții Cozia sunt recunoscuți pentru peisajele pe care le oferă pe timp de toamnă, pentru că aici în zona asta sunt o grămadă de soiuri diferite de arbori, cum să zic, soiuri, nu știu dacă bine am zis soiuri. Dar al cuvântul nu vine în minte și dat fiind acest aspect, sunt foarte multe culori, este o diversitate incredibilă în ceea ce privește culorile și este un rai pentru fotografi și nu numai pentru fotografi, ci și pentru drumeți. Eu am fost de 3 ori toamna, dar niciodată nu am fost iarna și am zis că dacă tot este cabană în vârf și este iarnă, trebuie să profit de acest aspect și să mă cazez acolo, astfel încât să vă pot lua și pe voi cu mine și să vedeți și voi ce înseamnă un pic din munții Cozia. Aș vrut în perioada asta să mă duc în alți munți, nu în munții Cozia, nu de alta, dar adevărul e că munții Cozia sunt destul de bine documentați în ceea ce privește vlogurile acestea pe YouTube. Chiar acum, recent, Mihai Constantin, un alt băiat care face ca și mine
picture pe munte și le pune pe YouTube, tocmai a fost și tocmai iarna a fost. Iar înaintea lui a fost Ioan Stoenică, pe care probabil mulți dintre voi îl cunoașteți. Și acum vin și eu cu Munții Cozia, deci poate că dacă urmăriți acest gen de material pe YouTube, probabil că deja v-ați săturat de Munții Cozia, dar eu personal sunt pasionat de munte și când mă uit la alții și la ceea ce fac ei pe YouTube, chiar dacă eu am fost prin locurile alea sau dacă chiar am văzut multe episoade sau multe materiale cu acei munți în care ei se duc, totuși mie îmi place foarte mult să mă uit, chiar dacă, repet, eu am cunoștință legat de munții respectivi. Așa că nădăjduiesc că și voi veți avea răbdare să vedeți până la final acest episod, chiar dacă probabil ați fost în munții ăștia de mai multe ori sau chiar dacă ați văzut la alții filmări sau poze din acești munți. Ce mai vreau să spun este că astăzi este una dintre cele mai geroase zile din sezon, nu din an 100%, din 2022. Aceste zile sunt cele mai geroase. Azi dimineața au fost minus 12 grade în Brezoi, acolo unde am dormit, și sus pe vârf, la noapte, se arată minus 18 grade. Inițial voiam să mă duc în alți munți, cum vă spuneam, să mă duc la o stână și să dorm acolo, să-mi pun sacul de dormit de iarnă, am echipament foarte bun pentru iarnă, dar cum n-am făcut asta niciodată, am zis, dacă tot e să o fac, hai să o fac la vreo minus 7, minus 8 grade, hai, treacă de la mine minus 10 grade. Dar când am văzut că la peste 2000 de metri se arată minus 20 de grade, am zis, no, dă-i pace, mergem undeva un pic mai jos, cum ar fi Munții Cozia, unde nu se arată chiar minus 20 de grade, ci doar minus 18, mamă, diferență foarte mare, dar nu neapărat unde este mai cald, ci unde am o cabană și unde de seară o să mă culc și eu liniștit pe un pat, fiind foarte protejat între cei patru pereți. O situație foarte plăcută atunci când mergi pe munte. Și apropo, că tot veni vorba de vânt, bate un vânt, pe lângă că este foarte frig, bate vânt foarte puternic chiar și aici jos, la 300 de metri. Jos pe Valea Oltului, se și aude, se mișcă copacii, eu tocmai de-aia m-am și băgat aici în acest mic adăpost, da, bine a zis. Este un adăpost pe care cred că l-au făcut călugării de la mănăstiri, nu știu dacă de la mănăstirea Sănișoara sau de la mănăstirea Turnu. Este foarte bun acest adăpost pentru a te putea odihni puțin, pentru a mânca ceva, pentru a avea ceva și pentru a continua drumul mai departe spre vârf. O să plec acum și sper să mă țină bateria de la aparat, pentru că este foarte frig. Am 4 baterii, fiecare a câte 5 linii, adică ca și cum aș avea baterie de câte 20 de linii. Și iată că deja de jumătate de oră de când merg eu, din 20 de linii, 3 s-au dus aparent de la frig. Bine, dacă o țin la căldură își revin un pic, dar e destul de neplăcut să tot scoți baterii, să le înlocuiești și să le bagi în buzunar, să le încălzești, după care să mai pui și powerbank-ul, să le încarci, nasol. O să filmez foarte mult și cu GoPro-ul. Eu acum am făcut o excepție în tura asta în care m-am filmat la persoana a treia. De regulă, de acum acolo mă voi filma mai mult cu GoPro din mână la persoana a întâi, între timp ce merg. Ar fi cam 7 ore până sus în vârf, așa că am de tras. Și ne vedem mai încolo. Traseul pe care voi merge eu spre vârf va fi marcat cu bandă roșie, iar până la mănăstirea Stânișoara voi merge paralel cu traseul marcat cu cruce roșie, care face legătura dintre mănăstiri, dintre mănăstirea Turnu și mănăstirea Stânișoara. Ce frumos! Traseul dintre mănăstiri marcat cu cruce. Ia uitați ce bate vântul acolo sus! Ce repede se mișcă norii. Și nu sunt niște nori foarte joși. Tot ce a mai rămas din toamna cea trecut. Știți că vă spuneam acolo în acela adăpost că Munții Cozia sunt spectaculoși toamna. Păi imaginați-vă numai toată această pădure toamna. Ia uitați. Acum nu se vede nimic, dar toamna este acoperit de un strat de foc, parcă, aici deasupra. Totul este în roșu și în portocaliu și incredibil. Așa că dacă veniți în Cozia, recomand să veniți prima oară toamna.
să vedeți adevărata cozia. Bine, și iarna. Sunt convins că ce mă așteaptă în vârf e cel puțin la fel de frumos ca și toamna. Toamna e frumoasă doar până la jumatea muntelui. De acolo însă ne așteaptă brazii. Iar încolo unde sunt brazi, întotdeauna parcă iarna e mai frumos. Am întâlnit și cu primul grup de drumeți și au zis că știu de România la pas, știu de proiectul meu, dar evident m-am confundat cu Ioan Stănică. Ioan Stănică fiind cel care a inspirat pe foarte mulți să facă ceea ce fac eu acum. Este primul, cred, din România care chiar s-a apucat ca lumea de mers pe munte și de fapt ce vorbesc? Am pomenit de el și acolo mai jos, am pomenit și aici, au pomenit și băieții și vorbesc cu voi, cei care, cel mai probabil 99% dintre cei care mă urmăriți știu de Ioan Stănică și de ceea ce face el oricum. Cei care nu știu, recomand pe Ioan Stănică pentru cei care nu-l cunosc și care totodată vor să cunoască un pic din frumusețea muntelui din România și nu numai din România, pentru că Ioan Stănică a făcut și drumeții și le-a filmat chiar și în zone din alte țări. Acum revenind la oile noastre, revenind la România la pas și Cozia la pas, iată în spate, în sfârșit, se vede vârful, acolo sus trebuie eu să ajung și chiar spuneam cu băieții că la cât de mult pare că mai este de urcat, zici că n-am urcat deloc, deși am urcat 448 de metri altitudine de jos de la nivelul Oltului. Nu, poate chiar un pic mai sus de Olt eram, pentru că mașina era undeva la vreo 20 de metri mai sus de Olt, acolo unde am parcat mașina, la Mănăstirea Turnu. A început vântul atât ce am dat aici, am dat colțul aici pe muchia asta de unde se vede peisajul. A început vântul, dar uite că acum chiar mă lasă să vorbesc și chiar după ce o să vorbesc eu o să înceapă și mai tare și o să îi dea ca lumea. Bun, se vede și primul punct de vedere, acum o să ajung la el, dar am profitat acum un pic de moment pentru că nu este vânt să vorbesc puțin și să mai îl promovez pe Ioan Stănică, pentru că are multe nevoie de promovare, este total necunoscut. Ia uitați ce moale-i zăpada, înghețată, bocnă înghețată zăpada. Aici părăsim traseul cu bandă roșie, care face stânga abrupt pe culme, pentru a se intersecta cu traseul despre care v-am spus mai jos, și anume cel care urmărește muchia Turneanu. Se intersectează undeva la mijlocul acelui traseu. Asta, dacă nu vrei să cobori înspre Mănăstirea Stănișoara, te ajută foarte mult, pentru că de aici urci continuu pe muchia Turneanu, după care tot urci.
Hai, ce spectaculos se vede acolo. Super, super spectaculos. Hai, și că mă gândesc că eu trebuie să ajung mai sus de vârful acela. Iar acum e cu atât mai deprimant cu cât am de coborât. Ha! Ce fain se văd copăcii aia cu vâsc pe ei. Singurele pete verzi din întreg peisajul acesta. Lipsit de viață, nu? Dar spectaculos. Acum urc spre primul punct de belvedere. Incredibil. Mamă, ce bun bate. Peisaj incredibil. Incredibil. Am și uitat cât de frumoasă poate să fie Cozia. Cel mai mare munte mic. Sau cel mai mic munte mare, mai bine zis așa. Am părăsit și primul punct de vedere. Hai, cum vi s-a părut? Pe mine m-a dat pe spate. Nu știu ce să zic. Acum, iarna, știți ce mi-am dat seama? Se văd mult mai bine stâncile. Dat fiind faptul că arborii nu mai au frunze, se vede printre ei. Și se văd efectiv toate stâncile. Fiecare piatră se vede și cu atât mai mult cu cât este și zăpadă. Piatra fiind neagră, zăpada fiind albă, este cel mai tare contrast care poate să existe, alb și negru. Și efectiv se vede fiecare stâncă. Și acum când am ajuns pe acest punct de vedere, pentru prima oară mi-a fost dat să văd munții Cozia, să-i văd în cea mai spectaculoasă lor formă.
ce moment! Incredibil, măi, și fiscolul ăsta, oricât ar fi el de incomod. Am urcat cam aproape o oră, 51 de minute mai exact, la mănăstirea Stănișoara, până în locul care sunt acum. Încep să se deschidă priveliști și mă apropii de al doilea punct de belvedere din această tură. Primul cred că este mai impresionant decât al doilea, dar cel mai frumos este al treilea, abia aștept să vi-l arăt și pe ăla. Oricum, urcușul se ține tare. E tare rău chiar. Și mai ales că e și zăpada asta. Dar una peste alta aș spune că, având în vedere că n-am pus nicio pauză pe ceas și ceasul mi-a arătat acum 3 ore și 50 de minute, cred că acești 8 km pe care am făcut în aproape 4 ore și cu o diferență de nivel de 800 de metri sunt chiar ok. Haideți, ne vedem la punctul de belvedere. Sper că mă aude vânt. Ceea ce se vede de aici impresionant, de pe acest punct de belvedere, este Parcul Național Buila Vânturarița. Masivul Buila Vânturarița, superb se vede de aici. Este ca o mică piatră a Traiului în miniatură, superb. Este cel mai mic parc național al României. Vai, ce vânt e! Nu pot să stau foarte mult aici, că e dezastru. Nici nu vreau să știu cum e pe vârf. Adică vreau. Acela e vârful Bulzu. Începe să se vadă Oltul. Și se va vedea și mai frumos de acolo, din al treilea punct de belvedere.
Ce bine e să mai faci câte o pauză. Dar nici aia nu-i pauză atunci când trebuie să urlu ca voi să mă auziți. Pentru că dacă nu urlu, nici o șansă cuvântul ăsta să fiu cât de cât auzit acolo. Mi-ar trebui microfonul, credeți? De la ultimul punct de belvedere am mai urcat cam încă 100-150 de metri diferență de nivel până aici, până la acest loc de popas, care este binevenit întotdeauna. Nu mai am foarte mult până să ajung, încă vreo 300 de metri diferență de nivel mai am de urcat, am urcat cel puțin 1000 până aici și vreau să vă spun că dacă voi, uitându-vă la cadrele astea pe care eu le trag și imaginându-vă cum îmi intră zăpada peste tot, de la vânt și condițiile astea, și stați acolo și uitați la mine și vă gândiți că mamă ce fain e, gândiți-vă că de aici, de unde sunt eu, e bine, lucrurile nu stau chiar așa. Lucrurile sunt mult mai faine. E incredibil cât e de spectaculos tot. Nu m-am așteptat să-mi placă atât de mult o zi cu vânt. Mie, în general, nu prea-mi place vântul. Dar astăzi, super. Mamă, cât de spectaculoase sunt turnurile acelea de stâncă. Cred că pe ăla o să mă duc eu mâine la răsărit. Chiar acolo sus. Îl recunosc, știu că este un loc superb de prins răsăritul. Deocamdată mai am ceva de urcat, dar curbă de nivel un pic, ceea ce îmi permite să îmi trag un pic suflul. Am intrat pe o porțiune în care se coboară puțin, nu foarte mult, iar după această coborâre urmează o scurtă porțiune cu lanțuri. De fapt, sunt două porțiuni cu lanțuri. Deloc impresionante acele lanțuri, sunt pur și simplu puse acolo. Ia mă, ce mare zăpadă aici! S-a terminat bateria la GoPro, voi continua cu aparatul. Cum spuneam, am intrat pe o porțiune de coborâre, unde este zăpada foarte mare, ia uitați-vă aici. Mă afund. Până la glezne mă afund. Iar după această porțiune de coborâre urmează o porțiune cu lanțuri, care nu este deloc complicată, dar trebuie avut grijă. Ați văzut ce utile sunt lanțurile? Ha, era să mă duc. Doamne, cât de fain se vede! Doamne, cât de frumos! Incredibil ce fain! Ce frumoasă țara avem! Și cât de puțin cunoaștem din ea! Am ajuns la polele pereților! Întotdeauna când ajungi la baza unui perete de ăsta, n-ai cum să nu te minunezi!
Dar pe lângă perete mai e și peisajul de acolo, pe care din unghiul ăla nu-l vedeți, dar îl văd eu de aici și vi-l voi arăta și vouă puțin mai încolo. Se vede Oltul până departe. Ha, abia aștept să o arăt de acolo, de la punctul de vedere. Sunt la vreo 30 de pași de al treilea punct de vedere și cel mai frumos din acest traseu, mă rog, exceptând partea de creastă în care se vede și pe partea cealaltă, acolo este incredibil, n-are rost discuția, dar în ceea ce privește traseul, acesta, punctul acesta de vedere, este cel mai frumos, abia aștept să vi-l arăt. Dar până atunci am decis să mă opresc aici, într-un loc mai ferit de vânt, ca să fac o pauză, să beau un pic de apă și să mănânc ceva. Că mi s-a făcut foame, azi n-am mâncat decât azi dimineață foarte puțin și acum vreau să mai mănânc ceva, nu foarte mult, ceva dulce, un cârnăcior și să beau restul de apă ce mi-a mai rămas, că de aici încolo mai e foarte puțin și ajung, nu mai am nevoie de apă. Ha, bine, hai să mănânc ceva. Ideal ar fi fost să am un termos unde să-mi pun ceai cald, dar eu am un termos, atât doar că termosul respectiv ține ceaiul cald exact 5 minute, nu mai mult. Și într-un traseu de... Opa! Într-un traseu de, uite, 6 ore am deja, fără 3 minute, vă dați seama, îngheață în termosul acela. Ciocolată albă, dacă tot e iarnă. Am dat bună-i. Thank you.
așa cum vă spuneam, mi s-a terminat bateria de la GoPro, iar acum duc o sarcină mult mai grea, și anume să mă filmez cu camera, ținând trepiedul în mână și obiectivul wide. Acum nu știu cât de focalizat, cât nu. Important e că mă văd și că vorbesc. Vă zic sincer, n-am putut să stau prea mult la al treilea punct de belvedere, pentru că pauza aceea pe care am făcut-o, mai mult rău mi-a făcut, și anume, mi s-a făcut frig la mâini. Și apoi schimbă-ți mănușile și reîncălzește mâinile. Dar chiar acolo, chiar atunci când eram la punctul de belvedere, mă dureau mâinile de la frig într-un hal fără de hal. Și nu-mi stătea capul la povești. Așa că am filmat 2-3 cadre și sper că vă mulțumiți cu alea. Altfel, n-aveți decât să veniți să vedeți. Ideea este că se vedea râul Olt. Se vedea superb până în depărtare. Și de ce îmi place acest punct de vedere mai mult decât primul? Pentru că, în primul rând, că ești mai sus, vezi până departe toată câmpia română și toți subcarpacii getici. Apoi, faptul că, exact ca și la primul punct de belvedere, ești înconjurat de stânci și de pereți. Dar acolo n-ai vedere prea mare înspre depărtări, aici ai. De asta îmi place mai mult. Ultima porțiune pe care ies în creastă. Important e că mi-am încălzit mâinile. Bine, adevărul e că mi-am și făcut un mic update la îmbrăcăminte. Mi-am luat cagulă, peste cagulă mi-am pus căciula. Nu mi-au gluga decât atunci când e chiar necesar, că mă enervează, că mi se pare că n-am mobilitate. Și nici nu aud prea bine cu gluga. Iar peste geaca de puf mi-am pus windstopper-ul, pentru că atunci când ies în creastă să n-am probleme prea mari cu vântul. Și acestea fiind spuse, ne vedem în creastă. Măi, oameni buni, că sunt și eu obosit. E greu să și vorbesc și să și urc. Fiți atenți ce interesant. Pe partea de jos a brazilor e plin de zăpadă, iar sus nu e nimic, doar crengi. Asta pentru că acolo sus se mișcă mai tare bradul de la bătaia vântului și atunci scutură zăpada și mai e și soarele care acolo sus bate. În schimb, aici jos e umbră și se menține frigul, deci și zăpada se menține. Apropo, ia uitați, acolo am ieșit în culme. Foarte puțin mai. Doamne, ce fain! Și iar așa, niciodată n-am mai văzut așa fain. Incredibil cum se vede. Ia uitați, acolo e Negoiu. Vârful Negoiu. Dintr-un unghi aproape necunoscut, pentru că vârful Negoiu este fotografiat mai mult dinspre nord, dinspre Sibiu. Iată aici, vârful Negoiu văzut dinspre sud. Ha, incredibil! Superb, superb! Acolo cred că se vede vârful Ciortea, dar nu sigur. Vârful Ciortea e foarte abrupt și cred că de asta se vede așa. Ce vale glaciară spectaculoasă acolo!
Ia uitați cât de spectaculos se vede creasta Făgărașului dinspre sud, Negoiu acolo primul, apoi Les, Cornul Călțunului și Călțun. Ăla nu știu ce, nu-mi dau seama pe ecran, dar acolo în mijloc Vânătarea lui Budeanu. Super, super, și Moldoveanu, alunii Moldoveanu. Moldoveanu, ia uite și Moldoveanu. Vai, cred că este atâta de tremurat, dar sper să înțelegeți ceva din ce filmez și din ce vorbesc. Wow! Doamne, cum se vede, incredibil! Cea mai faină panoramă cu Făgărașul! Se vede de pe munții Cozia! Și mai ales iarna! Vai, vă dați seama ce vânturi sunt acum acolo! Spre nord-est! Masivul Iezer Păpușa! Sud-vest, orizonturi ale subcarpaților getici și Oltenia. Mergând spre vest, orizonturi culminând cu mica piatra a Craiului Olteniei, Uila Făturarița, unul dintre cei mai frumoși munți din țară. Piatra Craiului mai sălbatică. Fantastic cum se vede, mă, incredibil. Iarna, iarna, nimic de zis. Iar aici, în prim plan, colți din munții Cozia, paradisul caprilor negre. Aceasta este cabana. Acolo este cabana în care se doarme și aceasta este cabana în care se mănâncă. Ce este un bine? Gata, 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 gata. Gata, gata. Oricum e nasol de filmat cu aparatul ăsta și nu cu o cameră, că trebuie să schimb obiective. Dacă vreau să dau zoom, trebuie să schimb obiectiv, să pun pentru zoom. Dacă vreau să filmez wide, trebuie să schimb obiectiv de wide și ăsta e kit-ul. Dar e lumina faină, că de asta l-am pus.
ce fain e luminați norii ăia. Ăia sunt nori lenticulari, așa se numesc, Altocumulus lenticularis. Unii dintre cei mai fotogenici nori. Ce moment! Acolo este Valea Oltului. Și uitați ce bine că am ajuns când am ajuns, pentru că dacă mai lipseam o oră, iată că toți munții din spate sunt în ceață. Mai exact, munții Latoriței sunt acolo. Creasta munților Latoriței. Dar ce peisaj! Și uite că și aici, ușor, ușor intră ceața. Ce peisaj! Incredibil! Și cum se vede acolo buila. Fai, ai, ai. Fai, parcă e de foc, buila de foc. Parcă e rupt un vulcan. Doamne, ce momente am prins, incredibil. Și parcă acum, când e zăpadă, e, hai, nu știu, îmi spune că e mai frumos, dar chestia e că atunci când ești la fața locului, ești mult mai entuziasmat și de-aia mă rezerv în a spune că iarna e mai frumos decât vara. Pentru că și atunci când e vară sau toamnă, și atunci sunt la fel de încântat ca și acum și... Cert e că muntele e frumos tot timpul. Ce viscol e acolo. Acolo jos, în centru imaginii, este mănăstirea Stânișoara. Mă rog, ceva anexe. Nu se vede propriu zis mănăstirea. În depărtare acolo se văd luminile orașului Pitești. Da. Asta a fost pe ziua de astăzi. Am tot așteptat să iasă soarele din nori, dar se pare că astăzi n-am avut parte de acel apus clasic cu soarele care dispare în spatele munților. Dar cu toate acestea, iată, norii, după ce a apus soarele, s-au înroșit și până la urmă s-a creat un spectacol incredibil acolo în spatele masivului Buila Vânturarița. Așa că, indiferent dacă este sau nu este soare ieșit din nori, întotdeauna ieșiți la apus, pentru că n-ai cum să nu prinzi momente frumoase. Și e cu atât mai spectaculos cu cât e viscolul ăsta care aruncă zăpada în sus și se joacă cu ea în aer. Sunt niște momente deosebite. Ah, superbă zi, superbă zi, superbă zi, superbe peisaje și neașteptat de frumoase. Cozia, așa cum vă spuneam, este un munte care este recunoscut mai ales pentru peisajele pe vreme de toamnă, dar acum iarna este mai puțin vizitat și uite totuși ce ne dă acest munte iarna. Superb, incredibil de frumos. În spatele meu, așa cum vă spuneam, râul Olt până departe spre Dunăre. Orașele Drăgășani, râul cu Vâlcea și stațiunea Călimănești, toate se văd. În ce-a mai rămas din seară, mă duc să iau masa cu băieții la cabană, un vin fiert, o pălincă fiartă și o friptură bine meritată pe care mi-o dau băieții ca sponsorizare. Dar pe de altă parte să știți că și eu îi sponsorizez pe ei, pentru că eu le dau cârnați de casă făcut de noi. Așa că aici la munte totul se împarte, de la momentele frumoase până la mâncare, până la bucuriile simple. Mă duc, gata!
Fain e să fii totuși între patru pereți și să ai așa măcar o sursă de căldură. La frigul ăsta, acum, nu ce să faci. Se aude și focul, dar și vântul. Bună dimineața! Nici nu știu cu ce să încep. În primul rând, cred că ar trebui să vă spun că aceasta a fost cea mai figuroasă noapte pe care am experimentat-o vreodată. Păi, deci, deși duduia soba și era plină cu lemne și băga în foc ca lumea, efectiv nu se încălzea în cameră din cauza că este foarte prost izolată cabana și prin orice crăpătură se face curent. Și mai ales la vântul de afară, deci afară a fost minus 20 de grade azi noapte și la vânt de peste 100 de km pe oră la rafală, vă dați seama, acele minus 20 de grade devin minus 30 de grade și atunci imaginați-vă că stai într-o cameră prost izolată la minus 30 de grade, poți să ai 3 sobe, 10 sobe poți să ai și tot nu se încălzește. Deci cam așa a fost azi noapte, uitați. Asta e după ce 12 ore a mers soba în continuu, mai mult de 12 ore. Pe de altă parte, nici domnul cabanier, cât el de carismatic, ceva tot a făcut și n-a făcut focul. A făcut, dar n-a făcut. Pe mine, mie mi-a zis să-l sun când pornesc de acolo, de la mănăstirea Turnu. Mi-a zis să-l sun, să știe cum să-mi facă focul. Am sunat la ora 8 dimineața, bine, se rezolvă, facem foc. Păi când am ajuns aici, nu era focul făcut. L-am făcut chiar când am ajuns eu. Mă rog, când au ajuns băieții, de fapt. Eu am ajuns cam cu vreo 10 minute în urma băieților. Băieții au ajuns aici și mi-au spus că nu era făcut focul. Când au ajuns ei, atunci l-au făcut. Adică pe la ora 5. Ceea ce înseamnă că, na, vă dați seama, de la ora 5 noi ne-am dus în cameră la ora 8 și în 3 ore n-are nicio șansă să se facă căldură aici. Pe jos a și înghețat apa. Când am dat ieri un pic de apă pe jos, e gheață acum. S-au arătat astăzi 2 ore de soare în dimineața asta, n-a fost niciuna. Deci n-am avut parte de răsărit, iar acum mănânc ceva și mă pregătesc să plec. Nu voi pleca pe același drum, nu voi urma același traseu pe care am urcat ieri, ci voi merge pe Muchia Turneanu, cea despre care vă spuneam că ajunge tot la mănăstirea Turnu, doar că ce e fain la Muchia Turneanu e că ai parte de peisaj pe tot traseul și că doar se coboară, deci nu ai nicio porțiune în care trebuie să urci. De asemenea, îmi pare rău că e ceață pentru că acolo, spre Muchia Turneanu, ai o vedere superbă spre Valea Oltului, spre nord. Cred că este cel mai spectaculos peisaj de aici, din Munții Cozia și, din păcate, nu, în tura asta nu voi putea să vi-l arăt. Numai dacă nu, cumva, printr-o minune s-ar ridica ceața, chiar și pentru 10 minute, măcar să... În 10 minute eu sunt acolo să fac poze și să filmez. Dar nu cred. De acum e vreme afară, mă îndoiesc. Thank you.
plecat de la cabană de vreo 10 minute și deja am intrat pe traseul cu bandă roșie care merge spre Muchia Turneanu. E mai cald decât ieri, dar e viscolul mai puternic și e și ceață, dar e superb, e, peisajul e incredibil, că acum e totul alb. De la ceață și de la chiciură e fantastic. Ha, ce fain e. Ia uitați. Mă aflu chiar sub culme și sunt un pic protejat de vânt, ceea ce e super, super relaxant. E mai greu decât am crezut, zăpada aici e mai mare decât pe partea cealaltă. Aici a suflat vântul de pe culme și s-a tot adunat. Și vântul și gerul sunt incredibile. Dar cu toate astea, mie îmi place foarte mult, mamă. Nu știu, nici nu dau seama, poate chiar îmi place mai mult acum decât dacă ar fi fost senin. Deși dacă era senin, prindeam răsăritul, asta era într-adevăr un mare avantaj. Dar, ia, uitați, ca să vedeți cât e zăpada. Aici e bătucită, că e cărare. Da, așa era și un pic mai devreme. Tot așa, trebuia să intru în zăpadă foarte mare, să scot piciorul și de-abia îl scot, după câte vedeți. Și e consum mare de energie. Aici ar merge niște rachete de zăpadă, dar dat fiindcă sunt pe coborâre totuși și nu pe urcare, nu e chiar atâta de greu să mergi prin zăpadă de asta. Atmosfera e super faină aici, printre brazi, mai ales acum cum nu bate vântul. Și mă bucur foarte mult de ceea ce mă înconjoară, e super, super fain. Altfel spus, s-a meritat chiar și ziua aceasta, în care am crezut că nu o să am nu știu ce de filmat, dar uite că e spectaculos și chiar am. Bine, mergem în continuare. Din când în când o să mai și vorbesc, acolo unde nu bate vântul. Dar unde bate vântul n-are niciun rost, că nu mă aude nimeni. Și acum încă o dată. Super! Bine, super, super, dar am uitat că n-am gluga pe cap, fiindcă mi-am dat-o jos.
Nu strică un pic de pauză. Am vrut în mod special să vă aduc la acest refugiu pentru ca să știți. Să știți că dacă veți veni vreodată în Munții Cozia și aveți de gând să urcați pe Munchia Turneanu și vă prinde noaptea, acest refugiu este o opțiune. Este undeva situat la limita dintre conifere și foioase și cam la vreo 250 de metri, 300 de metri diferență de nivel de cabana Cozia. Ceea ce înseamnă că de aici până la cabana nu mai e chiar foarte mult. Eu am făcut 2 km, aproape 3 km, dar cu tot felul de mișcări. Dar dacă veniți aici, aveți grijă să păstrați locul curat, să nu vă lăsați de mâncare aici, pentru că se obișnuiește ca în refugii să se lase de mâncare, dar nu mănâncă nimeni, chiar nimeni nu mănâncă, serios, nu o lăsați aici. Și mai tare se împute și refugiul și treaba și rămân gunoaie și e nasol. Iarăși, uitați aici, este o hârtie pe care scrie: vă rugăm să nu mai sprijiniți lemne de adăpost. Nu mai sprijinim lemne de adăpost, pentru că acolo și scrie de ce. Se zgârie lacul și aparent adăpostul a avut de suferit. Ce mai vreau să vă spun e că e atât de cald în adăpostul ăsta, aproape la fel de cald ca la cabană. Poate cu un grad mai puțin. Ca să înțelegeți despre ce a fost vorba azi noapte. Bine, mergem. În sfârșit nu mai bate chiar așa tare vântul și pot să vorbesc puțin. Băi, fraților, deci ce a fost ieri a fost așa, un fel de apă caldă pe lângă ce a fost astăzi cu vântul, mai ales de acolo, de la refugiul acela. Mamă, atunci am intrat pe Muchia Turneanu propriu zis, adică, vedeți, pe Muchie, sunt pe Muchie, așa acum, în jos, pantă, pe partea cealaltă, uitați aici, pantă. Nu, bun.
Așa de tare a bătut vântul încât n-a fost nicio șansă să mai vorbesc, deși îmi doream, pentru că am trecut printr-o pădure de foioase care așa cu chiciură pe ea arăta, hai de cam incredibil, parcă era din Basme, era ca o pădure de argint. Și în bătaia vântului se auzeau arborii cum trosneau, așa ceva, mamă, deci incredibil. După aia am ajuns și la locul în care se despart traseele, triunghiul roșu se desparte de banda roșie, mai exact banda roșie se desparte de Muchia Turneanu, acea bandă roșie cu care, de care ne-am despărțit și noi ieri în apropierea mănăstirii Stânișoara. Pentru că banda roșie face legătura dintre traseul de ieri și dintre traseul de ieri, pardon, și traseul de astăzi. Ha, mă bâlbâi când s-a obosit. Și acum încolo nu mai am foarte mult până să ajung la turnul, cred că în jumătate de oră am ajuns deja. Ar mai fi vreo două puncte de belvedere. Adică nu știu chiar două, dar unul sigur, în care o să mai filmez vreo 2-3 cadre și cu asta încheiem cu acest episod. Spectaculos și acest ultim punct de belvedere din această tură. Mă bucur că am ajuns aici, dar vreau să spun că am ajuns aici, la acest punct de belvedere, după ce am făcut-o un pic de oaie. În sensul că, fiind preocupat de fotografie și de filmat, am rătăcit triunghiul roșu care făcea stânga. Deci cum era Muchia, el o lua în stânga, triunghiul roșu, și eu am adus fix pe Muchie în față. Și am început să cobor pe Muchie și la un dat am ajuns într-o zonă foarte expusă din care nu mai puteam să fac nimica decât să mă întorc. Și am zis, băi, decât să mă întorc totuși, hai mai bine să o iau pe curbă de nivel ca să nu mai trebuiască să urc înapoi de unde am plecat, pentru că îmi părea mie că era destul de accesibil. N-a fost nimica periculos, dar am intrat în tot felul de pădurici de astea, pline de mărăcini, de tufe. Foarte nasol, destul de nasol, și mai bine mă întorceam eu înapoi. Cu toată treaba asta am pierdut cam 25 de minute, dar acum iată-mă din nou pe triunghiul roșu și de acum încolo drept până la mănăstirea Turnu. Acestea fiind spuse, aș dori să închei acest episod, care cred că va fi cel mai frumos episod de până acum, exceptând turele la mare, sunt cam la fel, pentru că ce a ieșit atunci cu turele la mare mi este de suflet, mie a fost o experiență unică și nu pot să spun că un astfel de episod ar fi mai frumos decât cele cu tura la mare, cu bicicleta. Dar din punct de vedere al episoadelor care sunt făcute literalmente la pas, adică făcut trekking pe munte, cred că acesta va fi cel mai frumos episod. Abia aștept să ajung acasă, să mă apuc de montat și sunt și eu curios ce părere veți avea. Ce să mai zic? Închei aici și ne revedem!